Bun găsit, dragii mei! Iată, așa cum v-am spus întotdeauna, aducem în fața noastră în această perioadă de plină campanie candidați din toate partidele politice, mai puțin unul, și o să vă spun la fiecare emisiune de acum încolo, am făcut invitație și la Partidul Social Democrat, inclusiv domnului președinte Laurențiu Nistor, care am și discutat să transmită sau să vină ca și susținător al candidaților PSD. Domnia sa mi-a zis în față că da, după care candidații care au vrut să vină nu sunt lăsați de către președintele partidului. Îmi pare rău, pentru că aveți tot dreptul și de la noi, cei care ne urmăriți, să aflați opiniile și de la candidații PSD. Poate se mai răzgândește domnia sa și va trimite pe candidat și la noi în studio. Nu de alta, dar suntem truți de presă tot din județul Nedoara, unde domnia sa conduce Consiliul Județean. Deci așteptăm, domnule președinte, vă fac din nou oficial în direct această invitație de a veni dumneavoastră sau candidații dumneavoastră în studio și să vorbească cu nedoranilor ce planuri au pentru viitorul mandat parlamentar în cazul care vor primi votul. Astăzi, în fața noastră, aduc doi candidați foarte cunoscuți. În primul rând, pe domnul Vasilică Portecă, care este candidat la funcția de senator. Bine ați venit, domnule senator! Bine v-am găsit. Văd că cu și presa continuă războaiele. Nu, dar nu mi se pare normal și până vreau să termin și cu invitatul domnul Gabriel Ionașcu, care este candidat la funcția de deputat. Bine ați venit, domnule Gabriel Ionașcu, și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și că nu vă e frică să vorbiți în fața nedorenilor. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua și telespectatorilor care ne urmăresc. Da, nu avem de ce să ne fie frică, pentru că până la urma urmei asta ne dorim cu toții, să venim să ne prezentăm în fața electoratului, să spunem ce avem de spus și implicit electoratul să hotărască, este cel suveran, este cel care hotărăște pe cine va pune ștampila în data de 24, implicit data de 1 și ulterior pe data de 8 decembrie. Deci, domnule Portecă, nu e un război, dar îmi doream foarte mult să vină din tot arealul politic și am reușit să trimitem invitații la toată lumea. Au venit, cum și dumneavoastră a trimit invitația și ați venit. Nu înțeleg de ce domnia sa nu-și lasă reprezentanții PSD să vină. Nu știu, că... nu ne băgăm noi în... Nu, dar am dreptul meu să fiu supărat, pentru că acești urmăritori ai noștri, care nu sunt puțini, poate ar fi vrut să vadă și să nu înțeleagă că nu i-am chemat. Tocmai de asta fac public și o să o fac la fiecare emisiune. Poate se va îmbuna domnul Nistor și va trimite oameni în studio, pentru că e obligatoriu, domnule Nistor, ca vă ne dorim să afle și de la candidații noastre, prin intermediul nostru, ce doresc să facă în Parlament. O să încep cu noastră, domnule Vasilică Portecă, sunteți senator în funcție, candidați pentru un nou mandat și să știți că apreciez aurul, că v-am văzut peste tot, că mergeți unde sunteți invitați și până la urmă, cred că este obligație, eu așa le spun la toți care vin în studio, e obligația celor care sunt în funcții publice să dea răspunsul nedorinilor ceea ce fac. De asta au fost aleși până la urmă, de acord? Categoric. Domnule Portecă, cum s-a desfășurat domnule campania asta, la jumătatea campaniei? Vedem că la centru numai de programe nu se vorbește și se vorbește numai de ceartă, circ, cum România din păcate a fost în mai toate campaniile electorale. De ce nu se dorește o campanie bazată pe proiecte? Românii sunt sătui de circ. Vor să vadă palpabil ceva, să simtă că vor trăi mai bine, domnule Podec. În primul rând să mă dezgheț, așa, de am venit la tine în emisiune, ca să mă dezgheț. Dezghețați-vă. Că tocmai acum vin din piață de la Brad. Am plecat de dimineață de la ora 8:30 și ne-am întors când pronunțam. Ce a fost acolo? Ce eveniment a avut loc? Joia la Brad. Este cel mai mare eveniment din țara Zarandului. Cine nu prinde Joia la Brad nu câștigă alegerile. Și noi, Aurul, am plecat de dimineață. Ați înțeles că mergeți numai în alegeri acum în campanie sau veți merge și după? Noi am fost și înainte, că avem un președinte extrem de activ și ne ține în campanie de vreun an de zile. Așa și trebuie. Așa că noi suntem și joia asta, a fost și joia trecută, merge și joia viitoare. Sunt și mici acolo, mici, o bere. Am fost la Doru Matadoru. Virsli. Am fost la Doru Matadoru, am mâncat și un mic. Am avut un coleg, acum este un mic producător. Nu știu cine. Este un mic producător la care guvernul de trist amintire, i-a crescut... Deci aleșul o afacere să trăiască de pe zi pe alta. I-a crescut impozitul pe cifra de afaceri de la 1 la 3%, era extrem de supărat și am zis, lasă, uite, am venit noi, Aurul, la tine,
ca să-ți compensăm astăzi. Vreau să le explicați, pentru că mulți români au înțeles ce fac ăștia gură, domne, de la 1 la 3%, parcă le-ar fi scumpit cu, nu știu, ei, cu 300%, cu... ei, când asta îți scumpește ceva cu 300%, e ca și când ai luat morcovul ieri cu un leu, deci, din piață și acum ai 3 lei. Oamenii, că de fapt de 3 ori a crescut acest păi nu, e, impozit, este nu simplu. Cu 2%, cum credeam. E ca și când ai luat un morcov din piață cu leu și astăzi e 3 lei. Așa, deci 300% crește. Nu de la 1 la 3% să înțeleagă că doar 2% și că de 3 ori efectiv. Ei, trebuie să le spunem, trebuie să le spunem că oricum nu poate să crească ritmul de inflație actuale. Dar de ce au crescut atât de mult, domnule Podeac? Ați votat legea asta în Parlament? Tu mă întrebi pe mine dacă am votat legea asta în Parlament? Păi, nu ți-aduce aminte că am la tine la emisiunea mea, dar am anunțat... Dar în campanie, vreau să mai aduceți aminte. Nu, păi nu, trebuia să fi să pui înregistrarea. Nu, vreau să văd dacă ați uitat. Deci, mă las să vorbesc sau... Vă rog, domnul senator, vă rog. Am și eu această chestiune. Deci, vă rog frumos. Deci, în emisiunea la tine, în 27 august, noi doi aici, stând la această masă, am spus în felul următor. Că dacă vor mări impozitul de la 1 la 3% la micro-întreprindere, impozitul pe venit, îmi voi da demisia din Partidul Național Liberal. Știu. Am vrut să vă în data aminte. De 5, că înregistrarea și o spun la toți, în data de 5... septembrie, m-am dus în Parlamentul României și mi-am dat demisia. Ați fost printre primii care ați transmis în direct demisia mea și ați spus că și la noi ați făcut-o, domnule senator. Vă mulțumim. La tine am făcut-o, stând de locul lui Gabriel. Deci dacă o să vă mai dați demisia dintr-un partid, la noi veniți? Nu demisia din aici am anunțat că dacă măresc impozitele și impozitul pe micro-întreprinderi, îmi dau demisia. Am înțeles. Din Partidul Național și Liberal. Dacă Aurul acum ajunge la guvernare, să presupunem că românii vă vor da votul, vă veți opune creșterii de taxe? Că se vorbește că 2025 va fi trebuie să vă spun majorări de taxe, că nu avem bani, domnule. Trebuie să vă spun un lucru, că în programul de guvernare, pe care tot aici l-am prezentat într-o altă perioadă al Aurului, am spus că vom scădea impozitul pe micro-întreprindere de la 3 la 2%, ca să fie toată lumea liniștită și mulțumită și că vom revizui tot sistemul de taxe și impozite din România, nu în sensul creșterii, ci în sensul așezărilor spre într-un mecanism de scădere a acestor taxe și impozite. Toată lumea a zis, bă, sunteți niște mincinoși, pentru simplu motiv că atunci de unde o să mai plătiți voi toate cheltuielile statului ăsta. Și am spus în felul următor, cam în proporție de 30-40% cheltuielile statului ăsta, așa cum l-avem, cum și el, cum l-a definit, eu i-am zis eu tot gras și m-am trezit ieri că domnul Isărescu i-a spus că e un stat foarte gras care ar trebui să se subțieze în următorul an. Orice om gras e și putem, bolnav, nu? Ca să putem plăti și noi să plătim pensiile și toate celelalte, să nu mai facem atât scandal că nu avem cum să facem recalcularea pensiilor și o reașezare a lor pe baze normale. Aș dori să discut acum cu domnul Gabriel Ionașcu, ați fost noastră la Brad? Da, bineînțeles. Cum v-a primit lumea sau ce ați aflat? Bănuiesc că aveți multe contacte cu oamenii de rând, da, care vin și bănuiesc că au întrebări asupra noastră. Cu ce se confruntă românii, brădenii din țara Zanandului, din zona țării Zanandului, în primul rând? În primul și în primul rând mi-aș permite să fac, vă rog, așa, dat fiind periplul care, și întreaga paletă pe care ați atacat-o de la începutul acestei discuții. Aș dori să spun că, da, într-adevăr, avem metehne preluate de pe timpul Imperiului Roman. Pe vremea Imperiului Roman dădeai la oameni circ și pâine și atunci le astupai gura. Iată că zilele noastre, asta trăim, avem parte de circ și pâine. Ne întoarcem în istorie, deci. Absolut, în contextul în care ar trebui să discutăm despre proiecte aplicate, proiecte care ar trebui puse în practică pentru îmbunătățirea calității vieții românilor. Iată că nu avem parte de aceste proiecte, pentru că oponenții noștri de pe șichierul politic nu au așa ceva. AUR este singurul partid politic, singura formațiune politică care a prezentat un plan de guvernare de mai bine de un an de zile. Acel program, structurat în 15 puncte majore, vitale și care cuprind inclusiv această zonă a antreprenoriatului numită IMM-uri,
și la care colegul meu, domnul senator Vasilică Potec, a făcut referire și îl felicit pe această cale pentru decizia luată la vremea respectivă. Și care duc greu. Și care duc greu. Bugetul, asta 70%. Vreau să spun, pentru că ajungem și la ceea ce discutam cu oamenii și discutăm nu de azi, nu de ieri, nu că suntem în campanie, nu de un an de zile, cum spunea domnul senator, noi discutăm de 5 ani de zile de când facem politica Alianței pentru Unirea Românilor, pentru că ne preocupă problemele românilor, suntem în permanență în mijlocul lor și dorim să vedem cum putem să ne aducem aportul la a eradica aceste nemulțumiri ale oamenilor. Iată că această mărire de taxe a dus și aceasta coroborată cu lipsa de predictibilitate în domeniul fiscal, pentru că suntem țara cu modificările cele mai ample în tot ceea ce înseamnă domeniul fiscal, iată că punem pe butuci aceste IMM-uri care practic sunt motorul economiei românești. De ce spun lucrul acesta? Ei sunt singurii contribuabili care duc efectiv banul fizic cu plasa lună de lună sau ori de câte ori este nevoie, corect, îl duc la administrația fiscală, financiar, fiscală și își plătesc dările la timp. În compensație și în comparație cu acest aparat la care tot dumneavoastră făceați referire, pentru că n-am vrut să trecem așa ușor doar peste un aparat de stat umflat, foarte și umflat, la care dumneavoastră ați făcut o remarcă foarte binevenită, și anume un aparat umflat, însă atunci când ești gras înseamnă că ești și bolnav, acest aparat, iată că s-a demonstrat că este și bolnav, s-a văzut timp de 34 de ani acest lucru, în contextul în care să flexibilizezi și să armonizezi această legislație fiscală și să eficientizezi unitățile structural-administrative bugetate de la stat. Deci să nu mai consumi atâția bani, pentru că aceste instituții financiar-bugetate de la stat, ele nu fac altceva decât să plimbe niște bani empirici, practic acele taxe se plimbă dintr-un articol bugetar în celălalt articol bugetar fără a avea o relevanță și un impact la bugetul consolidat de stat. Sunt de acord cu noastră dumneavoastră, vă întrerup să vă pun și o întrebare în același timp, pentru că interesează pe cei care ne urmăresc. Știți că această meteahnă au avut-o toate partidele care s-au prindat la guvernare. Absolut. Pentru că creează voturi aceste locuri. 1.300.000 de bugetari, da, cu familiile înmulțim lor. Înmulțim cu 3 și vedem ce, aducem voturi. Ce cifre este, rezultă. Cred că singura țară din Europa în care salariile, din păcate, mediul de, la buget, sunt mai mari ca mediul privat. Da. Și mediul privat susține, de fapt, în felul acesta nu este stimulată salarii. Performanța. De ce aurul, crede, sau aurul, și aici de asta e bine că rămân aceste registre, vă votează România Înger la guvernare. Vor încerca să umble la aceste posturi grase și multe și să subțieze la un 700.000 de bugetari? Pentru că de aici ar veni, într-adevăr, foarte mulți bani care ar face orice altceva cu ei spre bine România. În primul și în primul rând trebuie să luăm și să avem un tablou de ansamblu și să vedem lucrurile macroeconomic. Când ne referim la măsuri de ansamblu privind reducerea cheltuielilor bugetare, ne gândim la o eficientizare a administrației locale. Toate partidele, așa cum bine a spus dumneavoastră, toate partidele au discutat despre această reorganizare administrativ-teritorială. Nu s-a făcut nimic, tocmai pentru același raționament la care tot dumneavoastră ați făcut referire, privind faptul că s-ar pierde din voturi. Iată că noi cei de la UR ne propunem o astfel de reorganizare și ne-o dorim. Ați avea curajul? Asta e întrebarea. Bineînțeles, de ce nu? Pentru că în felul acesta oamenii trebuie să vadă efectul benefic care vine dintr-o astfel de reorganizare. În primul și în primul rând, nu s-ar pierde nimic, ci doar ar exista un aparat deosebit de flexibil, de elastic. Discutând aici de tot ceea ce înseamnă documente, le poți ridica prin acel ghișeu unic care ar trebui înființat la nivelul UAT-urilor. Iată, nu mai departe, la noi aici în județ, noi avem, și nu doar bătrâna, că bătrâna este deja celebra comună din toată țara, la care toată lumea face referire, cu 98 de oameni, mai exact, de locuitori. Dar sunt și cu 300 și cu 400, însă care beneficiază de acel aparat administrativ local care consumă bani.
care practic nu produce pe cât cheltuie. Și nu pot accesa nici proiecte mari. Nici proiecte, exact. Ori această stare de fapt vine în folosul comunității, pentru că dacă s-ar realiza o zonare, implicit proiectele și aplicabilitatea lor ar fi de anvergură și comunitățile ar crește. În felul acesta comunitățile s-ar dezvolta, oamenii ar avea locuri de muncă bine plătite, copiii nu ar mai pleca, ar exista din loc în loc acele hub-uri universitare, învățământ, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi aici suferim la această hemoragie de forță de muncă și de tineret pe care o avem spre exterior. Domnule senator Vasile Căpotecă, am văzut în proiectul, în programul nostru de guvernare, că Aurul dorește din nou să construiască acele uzine și fabrici care eu, să spun, care am copil totuși în perioada aceea, știam că există România, Ceaușescu crease o industrie și o economie mare, uzine, s-au dărâmat cam toate după Revoluție. De ce credeți că ar trebui din nou reconstruite? Pentru că v-aș da dreptate uitându-mă pe niște cifre care le primim de la Institutul Național de Statistică, care este institutul acreditat în România să ne spună despre aceste lucruri, am ajuns să importăm carnea de porc, de exemplu, în proporție de peste 70%, noi care exportam. Dăm grâul nostru, care am putea să asigurăm pentru foarte multe țări din Uniunea Europeană, și primim aluatul congelat, bineînțeles, la un preț mult mai mult decât grâul. Aceste fabrici și uzine gândinte de aur s-ar face în toate localitățile, adică s-ar face în toate județele, să înțeleagă românii că, de exemplu, județul nostru era un județ monoindustrial. Aveam totuși siderurgie, minerit. Cum ați vedea sau cum vede Aurul? Pentru că toți așteaptă, într-adevăr, să vadă din nou acele uzine și fabrici. Pentru că dacă avem industrie, avem și dezvoltare, avem și bani. Și poate românii noștri vor veni înapoi, că o să vorbim și despre lucrul ăsta. Vă rog, domnul senator. Da. Să vorbim aplicat așa. Vorbim aplicat pe județul Hunedoara. Da. Dacă vorbim în general... Pe noi ne văd din toată lumea, dar e bine că Hunedoara ne urmăresc cel mai mult. O să ne vadă toată lumea, dar pe mine mă votează județul Hunedoara. Am deci înțeles. Pe mine mă doare județul Hunedoara. Da, dar și... vorbim de aur. Eu am întrebat de aur în primul rând. Aurul, eu vorbesc de, și pe mine, eu vorbesc de aurul de județul Hunedoara. Nu vorbesc, vă rog, de aurul spuneți-le Hunedoara care au lucrat. Nu sunt atât de competent în domeniu. Povestea este următoarea și trebuie să o spunem până la capăt. Cel mai bun exemplu în planul Simion este județul Hunedoara. Județul Hunedoara este cel mai bun exemplu pentru simplu motiv că este județul care din România care a suportat cea mai mare pierdere, corect, industrială. Dacă în 1990 eram pe locul 3 la produsul intern brut, la contribuția la produsul intern brut a României, am ajuns pe 34. Asta ce înseamnă? Că am pierdut în anii care au trecut toate industriile. Am pierdut industria energetică, industria siderurgică, mineritul de aur și toate. Și am pierdut cam tot. Da. Că aveam și textil. Aveam cam tot ce trebuia într-un județ. Alimentară. Am pierdut aceste lucruri și dintr-o dată ne-am trezit dintr-un mare județ, un județ monoindustrial, cum eram, și nu era monoindustrial, era industrial de-a dreptul, ne-am trezit într-un județ agrar. Cu salarii bune agrar. Pe vremea aceea. Și acum suntem pe penultimul loc în țară. Este vorba, nu știu dacă la salarii, dacă suntem pe penultimul loc. Penultimul loc, salariu mediu brut. Știu vorbesc sigur, după mediu net, e 3900 știu ceva. Sigur că suntem pe ultimul loc la natalitate, ceea ce înseamnă. Nu, acum glumind, salariu. Eu nu glumesc că zic natalitate. Dar legate, domnul senator. Asta însemnând că forța, ceea ce ne mai rămăsese nouă în județul Hunedoara și vrea să o legați de exterior, era vorba despre forța de muncă. Forța de muncă pe care nu o mai avem astăzi, pierzând forța de muncă, am pierdut și trecutul industrial, experiență și oamenii care ar putea să relanseze județul Hunedoara. Planul Simion privind reindustrializarea României are la bază construirea pe anumite teritorii, anumitor fabrici, conform specificului industrial. Înainte de a începe să construim după specificul și după tipul de resurse pe care le avem pe un anumit teritoriu, noi trebuie să spunem despre județul Hunedoara un singur lucru. Cum aș putea eu să încep mâine
să reconstruiesc județul Hunedoara din punct de vedere industrial în condițiile în care aurul n-am voie să-l exploatez, că așa spun cei de la Uniunea Europeană, că poluiesc cu ceanuri. Cărbunele nu mai pot să-l folosesc pentru că cărbunele poluează, produc fumuri și fel de fel de în capul unora și altora. Industrie energetică nu pot să mai am pentru că închid Mintia și Paroșeniu pentru că nu mai am cărbune, ele fiind specializate pe cărbune. De asemenea, industria hidro nu mai pot folosi pentru că nu mai am voie să termin microhidrocentralele de pe Jiu de Vest și pe râul Mare Retezat. Deci, în aceste condiții, primul lucru pe care trebuie să-l fac eu, după planul Simion, este să am această negociere cu Guvernul României și cu Uniunea Europeană, cu Comisia, cu Uniunea, cu cine, nici nu știu cu cine în fond, pentru ridicarea acestor tipuri de interdicții, da? Adică să le spun hunedorenilor, da, mă, am venit și noi acasă, de mâine încolo putem să muncim. Eu le-am spus altceva și le spun altceva hunedorenilor și că trebuie să facem în perioada următoare. Este să spunem Guvernului României că este complet inacceptabil la această oră să nu avem o politică de compensație. Adică au venit, ne-au spus că avem tranziție justă, un proiect de 520 de milioane de euro la această oră, care nu mai poate fi aplicat pentru că nu înțeleg în ce am putea să investim. Adică județul Hunedoara nu putem să facem un județ de barmani și de ospătari, pentru că nici măcar turismul nu mai funcționează, nu funcționează la capacitate pe această lipsă de interdicții. Deci ne găsim într-o situație extrem de neplăcută. Atunci trebuie să spunem guvernului și Uniunii că dacă în acest județ sunt interzise toate formele de activitate, ar trebui să vină cu o formă de compensare materială directă. Adică să ne dea la fiecare câte, nu știu, o sumă de bani pe lună, ca să putem și noi trăi în propriul județ, în condițiile în care noi nu mai putem să facem aproape nimic. Adică devenim niște exponate de muzeu în curând. Aurul, George Simion, spune în felul următor, da, trebuie în primul rând să ne luăm România înapoi, că toată lumea spune, domnule, aveți ceva cu Uniunea Europeană, aveți ceva cu Europa. Nu avem nimic cu nimeni. Pur și simplu, Europa, Guvernul României are ceva cu noi și nu ne lasă să mai facem 50 de litri de țuică, să tăiem porcul, să-mi găsesc și eu un loc de muncă, da, în județul ăsta, pentru că toate lucrurile astea în acești ani au devenit de la recomandări interdicții. Aceasta este marea problemă. De aceea, iar în ceea ce privește aceste fabrici, niciodată nu se vor amplasa pentru că, v-am zis, nu te lasă. Adică poluezi, fac, nu, nimeni nu o să vină, da, să interdicție. De cine ar fi făcute? De statul român sau de mediul privat? Aceste uzine, fabrici care se doresc de plată. De mediul privat. Nu, statul român trebuie să creeze legislația și condițiile favorabile. Care este marea problemă? Trebuie să terminăm în primul rând cartografierea, măsurarea, OCP-ul ăsta să facă a terenurilor în România, care să știm cine este proprietar și unde, iar administrațiile publice locale, astea, cum spunea Gabriel, trebuie unite, făcute în teritorii mari în care să poți pune fabrica. Adică să nu vă faceți iluzia cumva că noi în fiecare comună de 200 de locuitori vom putea construi câte o fabrică pentru 10 oameni. Deci, de aceea, rațiunea pentru care faci această reformă a teritoriului și reforma administrativă este ca să asiguri la un moment dat niște teritorii mari unde să ai disponibil de teren și de resurse și plus de asta să ai resursa umană pe care o găsești pe un anumit teritoriu. Asta este un... În afara faptului că reduce administrația, putând să acorzi facilități investitorilor dintr-o anumită zonă.
Acesta este proiectul. Proiectul este ca noi să stimulăm capitalul intern și extern să vină să investească în România. Pentru că un lucru este foarte clar. Ni se spune că s-au făcut o grămadă de lucruri. O să vină iar mama tuturor hunedorenilor să vă spună cât beton a turnat ea în 4 ani. Și o să observați că lucrurile astea nu sunt terminate și nu sunt gândite sub nicio formă. Domnule Gabriel Ionașcu, mi-a zis că a fost la Braș și bănuiesc că în acea zonă unde ați fost erau și mulți care se ocupă, fermieri, zootehniști. Am văzut în programul nostru de guvernare că doriți să majorați subvențiile și aici a fost o întreagă nebunie, că România primea subvenții mai mici ca alte state europene de la Bruxelles. Cu ce puteți să-i ajutați pe fermieri și agricultori, că până la urmă și toată lumea trebuie să aibă forța de a crea cât mai mult în agricultură. Vă spun eu un singur lucru cu ce se poate ajuta înainte de a lăsa pe Gabriel. Să-l trimiteți pe Călim Marian la Apia acolo. Să-l trimiteți acolo. Nu-i prezent aici. Dar nu chiar nu sunt astea. Nu are el probleme acum cu Apia aia, din privința unor lucruri care nu știm cum se întâmplă. Pe acolo sunt organele statului abilitate. Să-l trimitem la Apia, că și are vocația de prim agricultor de la poate de la Mămica județului cu primul agricultor. Cu primul agricultor, această chestiune trebuie făcută. Adică da, să fiecare om o dezbatere este pe proiecte pentru că este un om foarte calificat și priceput în agricultură. Și pentru că tot discutam de proiecte și dumneavoastră ați întrebat de ce proiecte are AUR VIP pe agricultură, da, într-adevăr, mărirea subvenției vine ca o formă de compensare în contextul în care anumite negocieri la Bruxelles și nu doar în ceea ce privește agricultura au fost făcute defectuos. Și asta datorită faptului că de-a lungul timpului România a trimis la Bruxelles reprezentanți nu știu, sub formă de ficus, de ghiocei, de... În orice caz, ceva plante, dar nici într-un caz politicieni patrioți care să apere interesele românilor. Iată că noi, cei de la AUR, am reușit, tot cu ajutorul românilor, cu ocazia alegerilor de pe data de 9 iunie, să trimitem 6 patrioți care să reprezinte cu cinste, cu onoare și cu demnitate România și interesele românilor. Și nădăjduim să putem să ajungem la o formă în care aceste dialoguri să se facă și să se facă corecte, să se facă normale, nu ca o formă de impunere a unor măsuri pe care le impun unei țări de mâna a doua. Pentru că, și am să trec foarte scurt, pentru că subiectul a fost atacat de către colegul meu, domnul senator Vasilică Potecă. Da, la noi închide mineritul, însă în Germania se deschid unități noi. Chiar zilele trecute am urmărit pe președintele George Simion într-un periplu prin diaspora și implicit prin Germania, unde mineri din România sunt duși la muncă în Germania. Aș putea folosi sintagma muncă forțată. Muncă forțată datorită sistemului din România care i-a forțat pe români să plece acolo ca să presteze o astfel de muncă. Iată că noi închidem unități lucrative în Valea Jiului, avem chiar și un termen dat în acest sens, de a închide și ultimele mine de cărbune și iată că în Germania se exploatează. În Germania, minereul de cărbune exploatat este folosit de către termocentrale și iată că nouă ni se impune să închidem mintia. Și exemplele ar putea continua. N-am să merg pe linia asta și am să mă duc direct la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră legat de agricultură. Da, se cere o stimulare a fermierilor pentru că iată că trebuie să ne întoarcem la ceea ce ne definește pe noi, pentru că poporul român, ancestral vorbind, a fost un popor care s-a ridicat practic din creșterea animalelor, din vânzarea lor. Iată că în momentul de față noi avem târguri de animale în care fără nu există animale, fără animale. Este inadmisibil. Noi facem da, fel de peste și de la mici rumegătoare, dar astea și nu au alt scop decât cel de a închide pe bandă rulantă unitățile productive ale fermierilor români, micii fermieri, mari fermieri,
de a duce într-un stadiu în care lehamitea să fie generalizată și acești oameni să se lase efectiv păgubași de a mai face ceva, tocmai datorită acestei lipse de legislație bine avizate și aplicate în domeniu. Se dorește o stimulare și noi cei de la UR ne dorim o stimulare a acestor mici fermieri, pentru că, iată, sub o formă organizată, piramidal se poate realiza acea, implicit prin acel program pe care AUR îl stimulează, și anume cumpără de la producătorii locali produse, este implicit nevoie ca aceste produse să se poată regăsi la raft, și în felul acesta producția va crește și fermierul va fi stimulat în acest sens. Da, problemele v-ați întâlnit cu ei, problemele nu sunt doar problemele la Moții Zărândeni, nu sunt doar cele legate de aceste ferme care, iată că s-au închis, s-a terminat cu rumegătoarele, nu mai merge. Mai discutam mai de una zi cu cineva care are o unitate lucrativă de creștere a porcilor, de exemplu, și spunea: dom'le, să vine cu niște măsuri din astea, de noi suntem mai catolici decât papa. Adică, efectiv, să vede breaua intenție până la urma urmei, să pună omul, să pună omul lacătul pe ușă. Ca să importăm toată marfa? Bineînțeles, ăsta este scopul. Se produce marfă super ultra procesată în exterior, și acestei mărfi trebuie găsită piață de desfacere. Eu nu pot să nu zâmbesc acum, mă gândesc chiar același candidat pe care îl aminteam mai devreme, zicea că o să pună sarcina fiecăruia ales din județul ăsta să face fiecare câte 500 de locuri de muncă. Ori 10 parlamentari, că suntem de județul Hunedoara, deci a rezolvat 5.000 de locuri de muncă. Deci stăm bine, nu e nicio problemă. Stau și mă gândesc acum pe ce profil de fabrică o să începem să lucrăm fiecare să facem. Deci, senatorii ar spune că dacă s-ar subția foarte mult aparatul bugetar, ar veni din mediul bugetar către mediul privat, unde e cerință de oameni, numai că mediul privat știți, trebuie să muncești, domnul Ionașcu, cine a spus, și domnul Potecă. Cine a spus? Asta însă știți ce se întâmplă? Da, într-adevăr, cum bine a spus dumneavoastră, trebuie să muncești. Însă, credeți-mă, am găsit fermieri în Țara Zarandului, oameni iubitori de glie, iubitori de pământ, iubitori de animale, și care au lăsat șoferia pe camion unde ar fi câștigat foarte bine, însă ar fi stat departe de toate cele amintite de mine, și a preferat să se întoarcă la munca câmpului, chiar și cu acea subvenție care uneori nu o primește la timp, această lipsă de ofertă în a-și desface produsele pe care le realizează în cadrul fermei pe care o are, și cu toate astea a zis omul respectiv: dom'le, nu m-aș mai duce, mi-e ușor, mă sui pe camion, mă bag în cabina tirului și îmi fac, nu realizez câștig efectiv cât aș face într-o lună pe tir, însă mă trage glia asta, mă trage pământul ăsta. Ei, pentru toate lucrurile acestea trebuie să luptăm noi. Pentru toate lucrurile acestea, noi cei de la AUR am intrat în această bătălie. Știți, e foarte ușor să cataloghezi oamenii, să spui: bă, ești naționalist, ai făcut, ai dres, ai să o duci în derizoriu. Mă uitam mai de ună zi cu atâta nonșalanță, discuta un oarecare, nici nu merită măcar să-l amintesc, un oarecare invitat la un post de televiziune, și îl întreba pe președintele partidului George Simion de Nicolae Iorga și de cine a fost ucis, încercând să inducă discuția spre o zonă deosebit de sensibilă și care a lăsat urme adânci totuși în istoria poporului român. Și să te duci într-atât încolo încât, fără să vezi de fapt substratul, tu mi-a fi naționalist înseamnă să-ți iubești pământul ăsta, să-ți dorești să faci parte din el. Cel mai simplu ca să distrugi o națiune, Sun Tzu spunea în Arta Războiului:
taie acelui popor rădăcinile și acopere cerul. Asta se întâmplă în momentul de față și aceasta a fost o politică dusă, indusă, mai bine spus, iar cei care au fost vremelnici puși pe acele scaune în fruntea țării au făcut-o cu stoicism, fără să întrebe de ce ne pune să facem asta. Cei care i-au pus au știut de ce i-au pus și iată că în momentul de față avem pe foarte mulți oameni tineri dezrădăcinați și cărora li s-a acoperit cerul. Domnul senator Vasile Căpote, că interesant domnul Nașcu ce a spus și bă, da, așa aveți dreptate. Pentru oamenii ăștia noi trebuie să luptăm. Eu vreau să vă întreb, domnul Vasile, că aveți foarte mare experiență în politică. Ați văzut că și partidele PSD, USR ar fi propus pe, ca și funcție de premier după aceste alegeri pe domnul Bolojan. În cazul în care, și aici iar o întrebare pe care o să vă pun și noastră, că sunteți membri în AUR, în caz că aveți un procent destul de bun, nimeni nu cred că o să ia majoritar 50 plus 1 în România între partide, cu cine veți dori să faceți coaliție ca să puteți guverna? Că românii știu, degeaba ai un procent bun dacă nu ajungi să fii majoritar cu cineva. O să propune și noastră pe Bolojan sau Aure Aurul premier? Sau, deci, mă rog, haideți să discutăm tema. Știți, lucruri interesante care interesează unedorenii. Ei, și aplicat, stimate colegi. Te rog, că n-am întrerupt pe nimeni. Da, acum e rândul meu să vă rog, domnul spun. Aplicat. Da? În primul rând, domnul Bolojan se încălzește de vreo 6 luni, un an de zile. Da, se tot încălzește, de cred că a dat în clocot. Cu adevărat nu-l dorește nimeni pe domnul Bolojan. Păi, nu știu. Afirmații publice, domnul Ciolacu, domnul dragă, Ciucă. Dragă, nu te-am întrerupt. Nu te-am întrerupt. Ca moderator pot să vă întreb mereu. O să mă întreb, dar lasă-mă să merg până la capăt. Înțeleg dorința de a-l pune pe domnul Bolojan, dar... Nu, ți-au spus partidele și afirmat. Cred că trebuie să așteptăm un pic. Deci, domnul Bolojan se încălzește, se încălzește și în această campanie și acum a dat în clocot. Bun, noi știm foarte bine că în fond nimeni nu-l dorește pe domnul Bolojan de la București, ci Partidul Național Liberal cu domnul Cristian îl dorește pe domnul Iohannis, că de fapt toți în țara asta luptăm ca să-l facem pe domnul Iohannis din președinte, prim-ministru. În acest moment îi construim casa, îi construim statura, îi cumpărăm mare, și avionul. Domnul, mai trebuie și... muncă. Dragă. Acum, așa, vă întreb, că sunteți om politic. Știm toți, pentru că deocamdată nu s-a dat un răspuns foarte coerent din partea domnului Ciucă. S-au distanțat în aceste zile un pic de domnul Iohannis, dar nu pot să ai încredere că de fapt nu se va opera cu aceeași mecherie pe care o știm. O înțelegere frumoasă PNL-PSD cu un prim-ministru Iohannis. Păi da, se vorbește de noastră cu PSD-ul, AUR cu PSD-ul face alianță. Aia este o discuție pe care... Asta este o discuție. PSD. Este o discuție a la Gâdea. Da? Asta este o discuție la Gâdea. Păi nu numai, erau filmat... Da. Păi nu, erau... Păi mulți. Nu i-ați văzut. Nu, deci cred că nu suntem atenți la detalii. Când s-a dus... Nu a filmat mai mult... Când s-a dus președintele partidului, domnul George Simion, pe scenă unde filmau cu candidații ieri la Antena 3 acolo... În sală s-a ridicat Sigartău de la Liberal și au început să strige. Toți trebuie să fim împotriva acestui... Nu mai era... Russia Today, puneau muzici, imnul Rusiei, erau toți, unii îl întrebau... Dar la Slatin a fost alianță cu PNL. Auzi, în Oltenia se petrec fapte care, pe care nu le pot eu comenta. Știți de Macaraua, de la Caracal, nu? Și la Deva nu puteți să faceți poate alianță să aveți viceprimar de la AUR cu PSD? Ba da, deci cine spune că nu? Păi și atunci să asocieze lumea numai că trebuie să vă fac o surpriză și în această cauză. Există, este interzis
să facem vreo alianță și vreo discuție politică pe administrațiile publice locale, vorbind pe ce înseamnă CJ și Primăria Municipiului și Ședințe de Județ, până nu vor trece alegerile. Adică, la această dată, Aurul nu negociază asemenea înțelegeri. Dar de ce s-a așteptat rezultatele? Nu este povestea că să așteptăm niciun rezultat, ci pur și simplu nu dorim la această oră să avem discuții care alimentează aceste teze naționale, cum că avem deal cu liberalii, ba cu social-democrație mai mult decât orice, și că vrem din nou să manevrăm, de fapt, electoratul din această țară. Trebuie să terminăm odată și odată fiecare pe picioarele lui aceste alegeri, după care vom vedea cine cu cine și ce tipuri de alianțe și de alegeri se pot face în România. Dragilor, mai avem doar 3 minute. Timpul trece repede, vedeți, dacă sunt multe de discutat, și aș vrea să fim foarte aplicați. Cine intră în turul 2, domnilor? Haideți să faceți, că notăm frumos, să nu e registrat. Dar nu e nicio problemă, nici nu trebuie cine să... Cine credeți că va intra în turul 2? În turul 2 intră George Simion. George Simion și va câștiga alegerile George Simion. Cu cine intră nu contează, nu ne interesează. Toți spun că PSD își dorește să intre George Simion ca să-l... Noi nu suntem toți. Noi suntem Aur. Vorbea analiștii, vorbea. Noi suntem Aur și noi vă spunem atât că intră George Simion. Cu cine intră în turul 2? Nu ne interesează că oricum iese președinte. Deci cu oricine v-ar conveni să intre? Deci bineînțeles, n-avem preferințe în această situație. Și în caz că nu veți putea face majoritatea, că nu cred că... De ce să presupune... De ce să 50%, adică nu cred că veți lua 50%. De ce să presupuneți lucruri de astea rele despre noi? Țara e împărțită în multe partide, mulți oameni care mai sunt și independenți. Bine, da, din experiența alegerilor trecute. Cu cine vă veți dori alianța? Scrieți aici acolo. Scrieți acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sunt 10 măsuri pe care le vom pune pe masă. Cine va dori să aplice în următorii 4 ani acele 10 măsuri din planul Simion, vom negocia cu ei și vom de face... Partid. Da, cei care adică vor... Adică dacă UDMR vine cu 10... puncte bune sau PNR sau PSD. Noi venim cu 10 puncte. Nu, care vor agrea cele 10 puncte. 10, 15 din planul Simion și cei care vor agrea acele puncte și le vom negocia pe termene și pe... Adică sunteți deschis totuși să meargă țara asta, nu? Da, și vom merge cu cine... Indiferent de culoarea politică. Indiferent cine își dorește în această țară să facă reformă și toate celelalte, vom guverna cu ei. Lucrurile sunt simple. Angajamentul nostru al celor de Aur este față de poporul român. Când am intrat în această competiție politică cu ceilalți competitori ai noștri, ne-am luat și ne-am asumat un angajament în fața poporului român. Pe care, de consecință, orice alt aranjament care ni s-ar putea pune în cârcă, cade din capul locului. Pentru că noi nu facem un alt aranjament decât cu poporul român. Din experiența alegerilor trecute, s-a văzut că, într-adevăr, așa cum bine spuneați dumneavoastră, electoratul este secesionat, este împărțit, și implicit... E democrație. Este democrație, absolut. Ăsta este efectul democrației până la urma urmei și noi nu facem altceva decât să ne supunem acestui efect. Corect. Pe care de consecință, din nou, repet, electoratul este suveran. Iar noi, prin angajamentul pe care ne l-am luat în fața electoratului de a ne pune întreaga pricepere și experiență, expertiză în slujba poporului român, prin acele 200 de măsuri la care s-a lucrat din planul Simion, coroborate cu cele 15 măsuri sintetizate din planul de guvernare, noi vom ieși cu ele în față, le vom pune pe tapet partenerilor noștri politici, pe care, bineînțeles, poporul român i-a girat cu încredere și i-a trimis acolo, iar în funcție de acest lucru, cei care vor agrea acele măsuri, pentru că, repet, acele măsuri, ele... rezidă din dorința poporului. Adică nu sunt negociabile. Nu sunt negociabile. Da? Deci, acele sunt măsurile, iar cei care vor conveni asupra lor împreună cu noi, noi cu aceea și vom și dacă face. Nu vă asumați opoziția din nou? În caz problema, că nu dorește vreun partid, că aici e problema. Problema trebuie să o înțelegem că dacă discutăm în termen de putere opoziție, este că nu,
Noi suntem cei care vom stabili în țara asta dacă să facem sau nu facem opoziție, ci tot cei care ne votează astăzi vor stabili. Pentru că în procentul în care vom ieși, în dorința de a impune programul, în fața acestei tendințe majore de astăzi din politica românească de a elimina aurul, de toate celelalte, s-ar putea să fim împiși către opoziție. Dar vă spun un singur lucru. Să nu-și facă nimeni iluzia că noi vom fi opoziția comodă și să nu cumva să ajungem din nou la soluția că această opoziție trebuie să vină la guvernare. Mai devreme sau mai târziu, AUR va veni la guvernare, pentru că modul la care se desfășoară la această dată politica și modul și felul în care noi reușim să rezolvăm problemele la această dată ne arată că acest tip de politică pe care îl fac la această oră și îl proiectează după 1 ianuarie 2025 ne va aduce la guvernare până la sfârșitul anului 2020. Dragi invitați, timpul a trecut repede, dar o să vă mai permit de 30 de secunde la fiecare, dacă doriți, dați un mesaj celor care ne urmăresc. Domnul Ionașcu, dacă doriți. Da, vă mulțumesc pentru această posibilitate. Dragi hunedoreni, dragi români, vă așteptăm pe data de 24-1 și 8 decembrie la vot și cu încredere votați AUR, pentru că suntem soluția cea mai corectă pentru România. Doamne ajută! Domnule Vasilică Potecă, dacă doriți și noastră un mesaj? Da, sigur că da. Mulțumesc hunedorenilor, mulțumesc românilor. Îi așteptăm la vot în data de 24. Este cea mai importantă bătălie pentru George Simion, pentru AUR, pentru această țară. În acest moment, așa cum decur lucrurile în politica românească în aceste alegeri, este esențial să veniți și să votați George Simion. Este o schimbare de lume, o schimbare de atitudine. Mulțumesc! Dragi invitați, vă mulțumesc. Am avut astăzi în studio, dragii mei, pe domnul Vasilică Potecă, candidat la funcția de senator din partea AUR, și pe domnul Gabriel Ionașcu, candidat la funcția de deputat din partea aceleași formațiuni. Eu vă doresc sănătate, mult succes. Vă mai aștept pe la mine, pentru că vreau să venim cu cât mai mulți candidați, așa cum vă spuneam, dragii mei, ca în data de 24, primul tur la prezidențiale, în data de 1 decembrie și în 7 decembrie, dacă va fi turul 2, să votați în cunoștință de cauze. Cel mai important, în momentul când mergeți în urnă, să puneți ștampila cu sufletul că aceea e persoana care doriți noastră să vă reprezinte. În secția de votare, nu în urnă. Te rog, în urnă, scuzați, în cabina de vot, aia vreau să zic, că până la urmă votul e secret. Da. Sănătate multă și vă mai aștept. Mulțumim, doamne. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de azi. Mulțumesc și regiei tehnice lui Cătălin, care este aici zi lumină să sprijine ca dumneavoastră să ne urmăriți. Până data viitoare, aveți grijă de voi și urmăriți-ne în continuare, că vom aduce cât mai mulți candidați ca dumneavoastră să repet din nou, să votați în cunoștință de cauză și nu ca până acum. Seară bună, la revedere!